Asta este sărbătoarea comunii, zis. Și în fiecare an sărbătorim cum se vede. Dar acum să sărbătorim prea puțin cum sărbătorit odată. Are o tradiție de sute de ani în ceea ce privește pescuitul și păcat de Dumnezeu aici se prind cele mai mari cantități de scumbie și cele mai mari cantități de sturion. Este prohibit, scumbia după cum migrează, creșterea animalelor care reprezenta sursa alternativă de venit în sensul, știți cum este, iarna când n-ai pescuit, ai creșterea animalelor, unde se crește animale, pentru că este zona RBDD și sunt zone strict protejate, zone tampon, în care s-a limitat arealul de creșterea animalului. Pământ nu există să poți să ai surse de venit și atunci, automat, această comunitate este ținută în niște ghingi pe care nu poate să le depășească dacă nu sunt sprijiniți național. Ne bucurăm la nivel național și ne mândrim cu Delta peste tot în lume, dar nicăieri nu spunem și ce facem pentru comunitățile care sunt acolo. Prohibim cormoranul și pentru oameni nu facem nimic. Și ajungem să spunem că cormoranul și pelicanul, care e foarte frumos, e mai protejat decât comunitatea locală. Asta e problema. Administrația rezervației este administratorul resursei pescăriști în Delta Dunării. Autorizează anual în jur de 1100 de pescari, la care li se dă o cotă de pescuit. Numărul este în general cam același. Unii pleacă și înlocuim pe cei care pleacă cu un alt număr de pescari solicitanți, pescari tineri, pescari copiii pescarilor, rude apropiate ale pescarilor. Cota este impusă de către rezervație în urma unei evaluări făcute de Institutul de Cercetări din țară, care spun că într-un anumit complex lacustru poți să pescuiești o cantitate de pește și cota per pescar rezultă din numărul de pescari din complexul respectiv împărțit la cota complexului și rezultă o cotă pe care trebuie să și-o realizeze. Dar reglementările sunt făcute de așa manieră încât populația locală să fie protejată. De ce spun lucrul ăsta? Există o lege care permite pescuitul de către fiecare familie din Delta Dunării a unei cantități de pește cu un anumit tip de unelte. Există dreptul populației locale de a recolta stuf în mod gratuit până la 5 tone. Sunt 2200-2500 de familii care au dreptul să pescuiască în Delta Dunării în fiecare zi 5 kg de pește cu niște unelte de pescuit specifice, tradiționale. Și e un ajutor pentru persoanele care nu sunt încadrate în câmpul muncii, pentru pensionari, pentru familiile cu probleme sociale. Începând cu septembrie 2014 am avut foarte multe întâlniri cu pescarii și orice reglementare în privința pescuitului care se face în rezervație are următorul traseu. O discuție cu pescarii, cu marea masă de pescari din diferite comunități pescărești,
o discuție cu reprezentanții lor, care înseamnă asociații și federații de pescuit, după care noi luăm decizia în raport de modul în care ne-am înțeles cu comunitățile pescărești. Administrația rezervației biosferei are o politică de renaturare a unor zone afectate în trecut. Astfel de suprafețe, în jur de 15.000 de hectare, au fost renaturate în timp de rezervație, de administrația rezervației, și au fost redate circuitului natural. Aceste zone, 15.000 de hectare, s-au transformat în zone de reproducere, care au ajutat producția de pește anuală, s-au transformat în zone turistice, s-au transformat în zone din care a putut fi extras tuful și a putut fi folosit tuful în pășuni și așa mai departe. Delta este un tărâm fascinant și ar trebui ca și tinerii să se îndrepte. Sunt posibilități foarte ușoare de a ajunge în delta. Un localnic din Tulcea poate are facilități de transport reduse ca și orice alt localnic din delta Dunării, ca să poată îndrepte spre Sulina, să îndrepte spre Sulina, spre Mila 23 sau spre Crișan, Caraurman și așa mai departe. Vor să oprească pescuitul. Pare BDD-ul. Statul. Facem așa fel încât să renunțe el singur. Că nu-mi dă nimic. Nu-mi dă barcă, nu-mi dă motor, nu mă asigură cu nimic decât lege. Și taxe. Taxe și impozite. Vă spun lăsa, de dăm la fermă. Mai le punem înapoi. Le aruncăm în apă. Le scoatem înapoi. Tot așa. Iar la cărmă, iar înapoi. Tot așa. Sezonului cred că știm fiecare piatră ce formă are. De câte ori o dăm înainte, înapoi, înainte, înapoi. Dacă nu ne permite contabil, cam toți pescaia asta, din impozit fix. Plătim în jur de 60-70 de milioane de piatră. Da, cam plus pensia, plus asigurare, sănătate. Și dacă n-ai prins? Trebuie să stea cu tine pe barcă. Trebuie să fiecare pește care l-ai prins, fiecare kilogram trebuie să treacă în hârtie. E greu de umblat cu acte, nu? Îți dai seama, dacă eu acum, deci actele care mi se cere mie la barcă, uite plouă. Uite, stau acolo în coaie. Și dacă mai faci și contabilitate, mai faci și alea, unde dracule faci? În coaie? Și chiar dacă nu e ploaie, dar stai pe apă asta, nu stai într-o șalupă sau ceva acoperit ca să faci acte. În toamnă am fost, am plecat, am aruncat la mare cu portale, cu semnul, cu sticle pe ele, cu tot, adică se vedeau. Deci totul legal, nu... A venit un mare
Mahăr din Galas, nu știu ce, a dat o lege că să se pescuiască cu 34, 38, deci ceva mai mare ori ca ăsta, ceea ce după, deci la sezonul de scrimbie, pescuiți. După aia nu mai pescuiți. Și-a dat o lege, mie mi-a luat 100 de milioane din trufoc. Ce să fac? Am plecat acasă să fac chifar. Ce dracu' să fac? Legile astea le dau ăștia care se... Încă noapte și visează. Ce visează, aia zic. Că nimeni nu vine aici să vadă, băi, cum se pescuiește. Stai mă un an când de a fost guvernatorul, în toamnă a fost, sau cumva a fost guvernatorul și i-au zis pescarii una alta, el se uita și el ăla din partea dreaptă și ăla din partea stângă. Așa este? Oare așa? El habar n-avea ce se mănâncă de asta. Că era guvernatorul Deltei. Dacă ne-am raportat la ultimii 10 ani, aș putea spune că este un an slab. Am putea să spunem undeva la sub 50 de tone de scrumbie. Vorbim de cherhana noastră. Având în vedere că mai sunt vreo 3 la nivel de localitate și o parte din scrumbia care încă mai pleacă pe Piața Neagră, am putea să spunem că e undeva la vreo 100-150 de tone, dar este foarte puțin. Foarte puțin în condițiile în care anii record erau de peste 15 tone într-o zi. Deci una dintre cauze ar putea să fie, știu eu, diminuarea speciilor, pur și simplu din cauza pescuitului excesiv. Deci scrumbia se prindea doar pe brațele Dunării. Dar în ultimii 10 ani a explodat foarte tare pescuitul pe coastă și probabil că acolo se mai prinde o mare parte din pește. Partea legislativă este foarte instabilă, se schimbă permanent și nu... Deci se cer din ce în ce mai multe hârtii, autorizații și așa mai departe. Se înființează zeci de instituții care trebuie să combată braconajul și, din păcate, n-au rezultate. Adică știu, cantități. E în declin, deci pescuitul, cel puțin cel intern, peștelui autohton este în declin. Nu văd o entitate la nivel, de exemplu, de delta să adune tot peștele și să fie în stare să-l comercializeze sau știu ce să-i facă ca să poată să-i dea valoarea cea mai bună. Decât cât ar putea să o facă pescarul sau societățile mici care au tot interesul să se dezvolte. Deci nu văd o entitate care să îți ia tot peștele și să spună că peste 5 zile sau după 2-3 zile, în funcție de cum merge piața, să aflu ce s-a întâmplat cu peștele meu. Am o temere. Nu că n-ar fi un lucru bun. La noi deocamdată nu cred că suntem pregătiți. E de mic. Se moștenește, se învață. Nu așa cum cer ei acum. În 3 ani sau în 6 luni să facă școală și să și ăia care au ars toată delta, au scos tot peștele în puii mei. Mă refer la curentari, nu știu dacă știi și ăia cu aparate, nu știu cum dracula îl curentează și îl scoate. Ei și-au făcut case, vile, mașini și noi tragem ponoasele, pește nu-i, în afară de că se apa poluată, nimeni nu zice nimic de poluare, dar este un factor major poluare. Zi tu din Germania până încoace, câte stații de epurare sunt? Nu știi? Înainte maica mea spălea cu săpun de casă. Acum cu ce se spală? Toată porcăria aia din bucătării, din băi, din asta, unde se duce chimicalele, unde se duc? Asta nu mai e așa. Dar de pe munți, văi, dealuri, agricultură, câte insecticide, câte pesticide și când vine ploaia, când spală dealul și se duce la vale, unde se duce? Unde? A, în delta, a, mirifica delta. Tot gunoiul unde? În delta. Plastice,
chimicalele. Nimeni nu spune nimic de chestia asta. Și cine vinovat? Pescarii, primii branconieri. Ce decolmatări s-au făcut de 20 de ani? Unde se reproduce peștele? Păi la alevinul ăla, așa, a ieșit direct în apă otrăvită. Băi, de mai crește? Pa! Noi, în afară de scrumbie, nu mai avem nimic. Înainte mai se mai pescuia la mare acolo, la cârlige, la taliene, la calcanau, interzis. E greu, investiție mare, noi nu avem putere. Zic ei că ne dau fonduri, știi cum e cu fondurile, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții și te lași pe gubaș. În ultimii ani, capturile de pește s-au ridicat la 2400 de tone. În anii anteriori era dublu. Ceea ce înseamnă că peștele ajunge în altă parte. Și e clară, pentru că fiind 54 de centre și puncte de debarcare, aparținând unor persoane fizice, marea majoritate fost cherhanagii, așa zis, peștele intră în cherhana și ăla fiscalizează numai ce vrea el, restul ajunge în consum. Noi sperăm că prin instituirea bursei de pește să aducem exact la valoarea, la cota, cantitatea de pește care ar trebui să iasă din delta. Și cum va funcționa? Deci în momentul în care intră peștele, vine pescarul la punctul de colectare, avem prin sistemul din ăsta IT, imediat se înregistrează, va fi condiționat în sensul că se pune în lădiță, îi se pune 20% gheață sau 30% gheață, se va pune etichetă tot și va fi scos la licitație în bursa de pește și va primi prețul corect. Și din momentul ăla, acel lot va primi o ștampilă a bursei de pește și sperăm noi că peștele care iese după aia din delta și nu are această ștampilă, deci e clar că va fi braconat și nu cred că își mai asumă nimeni responsabilitatea să mai umble cu facturi, cum se umblă acum. Că te duci cu o factură și o schimbi de 3 ori sau fac rost de facturi din alte părți și ce-o arăt acolo, uite, am factură. Bursa asta a fost făcută într-un parteneriat în care a fost implicat AMPA, Consiliul Județean, ARBDD-ul și primăria. AMPA construiește bursa de pește cu tot ce ține. Primăria ne-a pus la dispoziție terenul, ARBDD-ul este obligat să facă regulamentul de funcționare a bursei de pește, iar administrarea va trebui să o facă Consiliul Județean. Și normal ar fi ca această administrare să fie făcută de o federație de pescari. Dar noi ne îndoim că federația de pescari va vrea să administreze această bursă de pește, pentru că dacă aveau interesul ăsta din start, o făceau ei, pe fonduri europene, prin parteneriat, și n-au vrut să o facă pentru că exact asta urmăresc ei. Cel mai valoros pește și pescarii și-l valorifică în mod direct, v-am spus, una prin pensiuni, prin restaurante sau prin turiștii care vin în delta, care sunt zeci de mii de turiști și sigur că fiecare are legătura cu un pescar din zona respectivă și se duce acasă cu un pește mai bun. Problema că discutam de pescuitul în delta. Sigur că delta este unică și are specificul ei. Problema pescarilor care, într-adevăr, poți să declare o parte din pește, o parte nu poți să-l declare. Problema lor și este o problemă și a administratorului resurse acvatice vii este acest aflux de turiști care majoritatea se duc să pescuiască în scop recreativ sportiv și care, sigur, plătesc o taxă acolo de acces. Așa, care poate să fie săptămânală, lunară sau anuală, dar care poate să prindă mult. Noi, mult pește. Nu poți să ai atâția inspectori sau atâția oameni care să-i controleze pătinderea de aproape 6.000 de kilometri pătrați de deltei, să ai după fiecare. Ideea de a rezolva, pe de o parte, de a rezolva problema socială a băștinașilor din delta Dunării, care au condiții grele și surse de venit foarte puține,
este că presupune o implicare puternică a statului și accesarea unor fonduri europene în ideea de a crea alternative la pescuitul comercial, adică de a avea dreptul, de exemplu, fiind în zonă să ai un pește pentru autoconsum, să protejezi de pește și să se ocupe de ecoturism sau de alte activități. Sigur, aceasta presupune și acordarea unor compensații pentru cei care renunță o perioadă la pescuitul comercial. Să muncești, o arunci, scoți, iar o arunci, iar o scoți. Nu stai cu ea la... Ploasa care stă în barcă sau acasă, nici pește nu prinde, nici pe buturugă nu se agață. Da. Trebuie tot timpul să o folosești. Să o folosești. Asta înseamnă să stai în apă. Primul lucru e să investești în barcă, în motor, în scule, în... Ca să pornești acum la pescuit, permis, trebuie cel puțin 500 de milioane bani vechi. Da. Ele se deteriorează, se rup, te mai prinzi pe buturugă, o lași acolo, o tai, o ia, ți-a marea. Că vin furtuni puternice, ți-o rupe, ți-o duce. Sau ți le fură. Mai sunt și variantele astea. Și tot timpul anului investește în el. Ți-a dispărut. Iar era unul care zicea, mare ca femeia, când vrea dă, când nu vrea nu dă. Că dacă ți-a rupt astăzi, mâine de unde? Trebuie să mergi acasă să se aduci alta, să ai pregătită. Că nu se știe, uite, o arunci și nu se știe dacă... Rezerve. Păi de acum. Rezerve trebuie neapărat să... Rezerve la tot. La tot. Începând de la motoare, de la plase, păi rame. Păi dacă te-ai rupt acum și până le faci, păi te durează 2 săptămâni să-ți faci altele. Și n-ai pierdut 2 săptămâni. Și 2 săptămâni înseamnă bani, da? Păi cu un kil de pește scoți de 3 ori valoarea lui. Dacă ții turiști. Dan. Da, nu poți fi la turist să-i dai numai caras. Păi să-i mai schimb omului și alte specii, să-i mai dai și un șalău, să-i mai dai omul și un crab. Vine, vrea să mănânce. Păi da, el plătește omul, normal. Înainte, când veneau turiști aici așa, și erau ăsta, erau condițiile de acum, nu erau condițiile acum. Era apă cu câteva ore, lumină câteva ore. Aveam un grup electrogen aici. Da, până la 10 noapte, la 10 noapte se zingea lumina. Nu se trăiește în puf, dar nici nu se moare de foame. Deci... cam îți achiți datoriile. Toți avem copii, câți la școală, câți terminați cu școala, câți mici, că unul, că doi, toată lumea are. Dar problema este că nici nu mai este peștele la care a fost acum 10-15 ani. E mai slăbuț. Mândrie, ce mândrie poți să fii, mă? Mândria... Ce mândrie poți să găsești? Mândria e atunci când muncești și câștigi un ban, uite cum e acum, dacă prinzi. Atunci îți uiți de necazuri, când e pește și aduci acasă un ban. Că în rest, ce mândrie. Vă dați seama că suntem nedormiți de atâtea timp și încă cât timp nu o să mai dormim. Ieși din barcă, năuc și te duci acasă, te culci 2-3 ore, iar revii și uite așa. Dar adevărul că ți iese, știi, îți iese. Îți iese jumătate din ei, ți-a statul, după ce termin. Păi, cel puțin noi plătim la tot cu tot ce avem de plătit, în jur la vreo 50-60 de milioane. Thank you.
Hai bine, că ai venit din Bulgaria, că în Marea Neagră n-avem. N-avem, nu. Dar trebuie și fi de o din Martia. Doina, te iei milove, toți ne. O drebu. Activitatea aceasta tradițională de pescuit a sturionilor este, cum să vă spun, primordială pentru comunitate. Comunitatea pescuia selectiv sturion, se pescuia la carmace, chiar dacă se spune că e un pescuit barbar, dar era un pescuit selectiv. Acolo se pescuiau numai exemplarele foarte mari și atunci se asigura specia, continuitatea ei și atunci nu se afecta. În contra, cu metodele actuale, moderne de pescuit a sturionilor, se diminuează populația de sturion, să spun așa. Progresează. Un tâmplar bun face dintr-o butură cu mobilă. Dar unul tâmplar nasol face din mobilă o buturugă. Așa și cu pește. Dacă știi să-l prepari, iese ceva. Iar această comunitate de cazaci zaporojeni, care sunt atestați de la 1400 și ceva aici, ca denumire de sat, vine de la un pașă care a venit în zona aceasta, la gurile Dunării, și care la momentul respectiv a dat de o comunitate care era aici și petrecea. Acea zi este exact ziua de astăzi, hramul Comunei Sfântul Gheorghe. De atunci, Sfântul Gheorghe, acel pașă, a denumit Catarleț. Se numea zi de sărbătoare, tradus în turca veche, da. Și așa, de la trecerea pe calendarul actual, acea zi a coincis cu ziua Sfântului Gheorghe. Și așa, comunitatea sărbătorește Sfântul Gheorghe și este această zi de 6 mai. Carnea era mai puțină, pește era mult și pește bun, nu, mă rog, sturioni în general. Și lumea avea. Și atunci nu era ceva deosebit la momentul acela sturion. Sturionii acum sunt deosebiți pentru că sunt prohibiți. Pentru că s-au diminuat efectivele, este adevărat. Numai că e păcat că la noi se respectă prohibiția, să zic așa, iar țările din jur nu respectau prohibiția. Și atunci care e rostul? Doar de pedepsirea comunității locale. Ceea ce și prin legea rezervației nu s-a asigurat, s-a stabilit acolo că se vor da compensații comunităților locale dacă li se va interzice o activitate, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată în 25 de ani. Comunitatea locală nu a fost ajutată din acest punct de vedere. Că știi ce se întâmplă? În Sfântul Gheorghe se prindeau la nivel de 500 de tone de sturie, se prindeau la nivel de 15 tone de sturion, din care erau 1500 de chile de icre negre numai și alte 500 de tone de pește de mare, hamsie, stavrid. Așa ceva sunt numai vise la momentul acesta. Nu mai există absolut nimic, un gram.
nu avem, din păcate, o cultură atât de vastă, pentru că este săracă Marea Neagră în pește și fructe de mare, totuși, în ultimii ani, a proliferat această noțiune de fructe de mare prin midi și prin rapane. Eu le aduc vii în fiecare săptămână, de două ori pe săptămână, din zona Constanța, Agigea. Sunt pescuite cu scafandri. Da? Și la noi, la Chircana, la Victorița Pescărița, pur și simplu le-am opărit 3 minute în apă fierbinte, nu cu sare, pentru că ele au sare marină. După ce le-am opărit 3 minute, cu o furculiță le desfacem frumos. Și acum le curățăm. Avem un cuțit mic și mergem pe coamă. Și uite aparatul digestiv. Și acum o să-l facem sashimi. Și o să tăiem felii subțiri. Consumul de pește din România acum variază între 4 și 5 kg. Din păcate, în România se pescuiesc, se procesează doar 18% din cele 100% procente necesare consumului de pește anual. 82% se importă din alte țări. Cel mai consumat pește, în mod paradoxal, nu este crapul, nu este scrumbia, pentru că nu sunt, este macroul. Toată lumea este fascinată de gustul mâncărurilor de pește din zona Deltei Dunării. Este o zonă extraordinară mirifică, dar din păcate nu ne putem baza pe cantități mari pentru consumul uman. Puținele cantități de pește care ajung sporadic înspre pescării și restaurante nu asigură continuitate în ceea ce privește activitatea acestora, cu atât mai puțin în cadrul procesării. Dar în ultimii ani a luat-o un avânt deosebit de mult acvacultura sturionilor, în care la noi în țară se găsește pepiniera cea mai mare din Europa. Deci sunt două categorii de consumatori de pește. Cei care în mod obișnuit consumă obișnuința culinară gastronomică în care au fost crescuți, și în cazul României noi vorbim de crap, vorbim de caras, vorbim și de scrumbie când este, că e sporadic, dar vorbim mai nou și de fructe de mare, de caracatiță, de creveți, de calamar, de rapane mai nou. Legătura dintre delta, pește și oameni este făcută întotdeauna de oameni. Delta nu asigură, nu are un aport mare în ceea ce privește consumul românesc. În mod firesc, el aparține oamenilor deltei. Ei trebuie să se hrănească de acolo. Și pentru că nu le ajunge, eu zic și pledez ca să fie ajutați să fie programe. Și sunt reconversia și amenajarea deltei și pentru turism. Pentru că acolo este un ecosistem unic, unic în întreaga lume. Lasă gacele pline de dar curată, fecioară, bucură-te și iarăși bucură-te, că primul tău a înviat a treia zi din mormânt. Luminează-te, luminează-te, nouă Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Sală-te acum și te bucură, Sioane, iar tu curată născătoare de Dumnezeu, veselește-te pentru învierea celui născut al tău. De aici și până la Chilie Veche sunt câțiva kilometri, 100 aproape. De kilometre. Eu și cu doi băieți
Până acolo ne-am dus cu rame la rame, de-am adus muzică aici. Și când a deschis aici armonicilor, juca pământul și apa și copiii și bătrânii și toți jucau. Se făcea hram la biserică, cum e acum. Și cine avea animale, dona un juncan pentru hram. Dona fără niciun ban. Noi am fost la părinți 11 copii. Și tata în fiecare an dona un juncan. Pe atunci era pește, în fiecare pas pește avea. N-aveai cui să dai un pește, n-aveai cui. Nu să vin, să dai, că fiecare aveam. Nu se face numai varză, ci se face și paste, și se face friptură de pește. Dar nu, asta nu, nu s-a dat voie să se pescuiască la pește. Și o ciorbiță de perișoare am făcut într-un an de pește. Și sarmaluțe am făcut. Și sarmale am făcut anul trecut, erau parcă și sarmale. Sau într-un an. Și sarmale încă facem, de da. Încă părinții de nustrăia. Atunci am făcut. Ai grijă de om? Și omul se gospodărește, și omul muncește. Toți sunt foarte muncitori din tatăl viu, dar cu o singură condiție. Dă-i posibilitatea nu-l fugări. Că atunci n-au pământ, n-au alte surse de venit, chiar nu există. Aici chiar nu există. Nu avem agricultură, n-ai surse alternative. Nicolae, ne primi mai ești căsală, ciugulic ta. Iulius, merg popra. Iisus și Bohrobeji Bog daruval. Turismul, care turism? Pentru că să vii în Sfântul Gheorghe o familie de 3 persoane te costă cât 2 zile pe litoral. Adică 400 de lei sau 40 de lei sau 45 de lei cât mai costă pe vapor, chiar și mai mult. Nu-și permite nimeni să vină o familie, dă 1,5 milioane, 2 că au venit aici și mai dă încă 2 la întoarcere, când poate să stea de banii aceștia toată familia încă 2 zile în plus la mare. Și se duce cu mașina și nu-și pierde timpul. Este foarte, foarte important ca să se dezvolte niște programe de dezvoltare a comunităților locale și mai ales a comunităților locale ca cea din Sfântul Gheorghe izolate, în care transportul se efectuează cu greu, se dau compensații, dar se dau compensații pe călător, nu se dau compensații pe cursă. Și fiindcă comunitatea e tot mai mică, automat nici transportul nu e rentabil. Dacă ai pe vapor 10 oameni, ai compensat la 10 oameni, dar de fapt nava aceea, care sunt nave în general foarte vechi, s-a instituit un cataraman, e drept acum, dar totuși nu se poate. Dacă peste tot se asigură zilnic transport, și la noi în Delta trebuie să se asigure zilnic un transport cu sprijin ferm guvernamental. Dar totul trebuie început cu sprijinirea populației locale, să capete statut de rezervație, populația. Asta e tot. Sigur că și peștele și oamenii și-au schimbat cumva stilul de viață, au trebuit să se adapteze. Peștele a trebuit să-și găsească alte zone de unde să-și depună icăre, oamenii au trebuit să se orienteze ca și activitate de pescuit sau unde să pescuiască sau să fie angajați la aceste amenajeri piscicole. Din păcate, aceste amenajeri piscicole, care acum sunt în administrarea Consiliului Județean Tulcea, sunt neproductive, adică în ideea că, cum să spun, probabil că au fost date concesionate, închiriate la diversi beneficiari, unii fac activitate piscicolă și sunt în evidențele noastre cu licențe de acvacultură și produc, nu știu cât produc pește, foarte mult nu produc, dar au rămas în paragină. Măcar aceste suprafețe care sunt, nu produc nimic practic. Astea ar trebui le date Deltei. Sigur că trebuie să le dai pescarilor din zonă dreptul de a prinde pește, de a face mâncăruri, să prepare mâncăruri tradiționale ale lor cu pește proaspăt și într-un fel sau altul trebuie acordat aceste
compensații financiare. Tot ce mai dorim noi și acum sperăm să obținem, să modificăm legislația în ideea de a introduce, ca și în legislația europeană, noțiunea de cumpărător autorizat. Adică accesul la o bursă de pește trebuie să fie făcută numai anumitor societăți comerciale care dovedesc că au bonitate financiară, care au mijloace de transport necesare, au spații de depozitare, au sistemul de distribuție pus la punct, ca să poți să dovedești tot timpul transabilitatea peștelui de la din momentul în care a fost luat, de la pescar și ajunge pe masa cumpărătorului. Mulțumim! La mulți ani, Sfântul Gheorghe! Bună seara și bine v-am găsit! Și prima melodie pentru toți îndrăgostiții! Pe toate plunile din lume, noaptea iubirea mea, este floarea cea mai dragă, ce nu pot uita. Această zonă este menținută și este uscat datorită acestei comunități. Altfel, în bătaia vânturilor și a apei, niciodată nu exista aici uscat, dacă nu exista această comunitate. Eu știu foarte multe informații statistice acestei comunități, care poate să dovedească oricui că aceste programe de restrângere activității a comunității locale a diminuat populația, pur și simplu, că tinerii nu au ce să mai facă aici. După aceea ne mirăm că nu sunt, ne mai pomenim cu o reorganizare administrativă vreodată și rămânem, nu o să mai avem statutul de comună, totuși la o comunitate așa de mică nu se justifică să ai. Asta este cinstit, dar atât de izolat, dacă ieși așa ceva, pur și simplu ai desfințat comunitatea. Mulțumim! Încercăm să cântăm și cântecul următor împreună, dacă nu te văd o zi, acces supărare! Tot repetat că ar fi foarte rușinos să fim înconjurați de ape, deci mai multă apă decât pământ și să nu avem pește. Și trebuie să facem, să găsim cu toții, să facem eforturi să restabilim cel puțin ca această comunitate să aibă cu ce să supraviețuiască, pentru că este una dintre resursele de bază de pe urma cărora trăim și ne câștigăm o mare parte din trai, din venituri. Împreună am fost ce mult ne-am iubit, însă ce păcat că ne-am dispărțit. Auzi! Acuie!
pescarul mai bătrân, cu atât are experiență mai mare. E lovit de toate focările. Da. Că pe parcursul vieții el tot învață. Acum cu legile astea l-a cam dat peste cap. Dacă nu face artificii, moare de foame. Să nu dorm acasă. Nu dorm acasă. Asta e primul lucru. Asta este. Să umble tot timpul pe barcă să fie. Că e pe Dunăre, că e la mare, că e în lac. Nu trebuie să doarmă.